Bun venit în Ecuador, bună dimineața! Da, bună dimineața, nici bine nu am decolat, am și aterizat. Am făcut o oră și 10 minute. Da. Și am plătit o groază de bani. Da, o să vă spunem exact când ajungem în Galapagos, cât ne-au costat biletele, care sunt formalitățile de intrare, pentru că acum este ora 1 fără 20 și e destul de târziu, abia ne găsim cuvintele. Da, e la o aruncătură de băți, Quito. Și am impresia că e la fel de frică în Bogota, am așa un feeling. M-am uitat de ceas, se află la altitudine destul de mare. Da, pentru că este un vulcan aici, 2400. Important. Ai, am fugit de fric și am dat de fric, dar ne vedem în Galapagos. Deci, prima interacțiune cu Ecuadorul, ne plac oamenii. Deci domnul de la securitate, de la imigrări, a fost ofițerul, da, a fost atât de amabil și de drăguț. Și îmi spunea, Andreea, Dominica, de unde ești? Da, prima dată în Ecuador, bine ai venit! Câte zile stai? Dar așa avea o tonalitate foarte interesant, foarte teatral, așa. Mi-a plăcut mult, deci chiar, da, bun venit în Ecuador. Am trecut cu bine. Ne-au întrebat de unde venim, câte zile am stat în Columbia, cât am stăm în Ecuador. Nimeni nu m-a întrebat câte zile am stat în Columbia. Și cam atât. Probabil nu, au un set de întrebări. Prestabilite, da. Atât, în rest altceva nu ne-au întrebat. Mai avem 7 ore de așteptat. Asta e, noaptea e lungă. Petrecem Paștele în aeroport. Tot s-a înviat. Mi se pare puțin ciudat faptul că suntem singurii turiști de aici, din aeroport. Și toată lumea se uită la noi ca la mașini străine. E și normal. Da, inițial m-am speriat pentru că oamenii se uită așa cu curiozitate la noi, bine aproape, parcă vor să te întrebe ceva, dar nu îndrăznesc, știi? Bine, eu inițial am pus mâna pe rucsac. Am observat că ei umblă în clan, cum ar zice Ioan, am observat că ei vin așa câte 5 odată, 6, 7, adică sunt mulți. Și da, suntem singurii turiști, este ora 3 dimineața, este ziua de Paște în România. Și da, noi stăm aici în aeroport și înghețăm de frig. Am încercat să mâncăm un burger, apropo, că n-am filmat, uite, n-am dat seama. Am plătit pentru 2 burgeri $24 americani, foarte mult. Eu n-am putut să-l mănânc pentru că era sărat. Nu știu, carnea avea un gust ciudat. Da, prețurile foarte mari. Prețurile foarte mari. Așa... În Galapagos știm noi ce să ne așteptăm, pentru că, na, suntem pregătiți pentru o destinație scumpă, dar în rest... În Ecuador, nu știu, o fi scumpoare, voi ce ziceți, ce știți de fapt? Revenim cu prețuri și cu siguranță. Privițile pe doamnele acestea sunt îmbrăcate tradițional și noi mergem acum să plătim taxa de rezervație pentru Galapagos. Gata, plecăm spre Galapagos. Am plătit $20 pe un card de tranzit de persoană, 40 în total. A trebuit să facem o scanare suplimentară a bagajelor și să ni se pună o etichetă. Din câte am văzut eu, o să fie verificate și acolo și vom mai plăti la fața locului încă $100 de persoană taxă de rezervație. Adică $250. Da, $240 în total, dar asta nu ne garantează intrarea în niciun parc, nimic. No. Pur și simplu faptul că mergi pe insula respectivă. Venit în Galapagos după mai bine de 12 ore de când am plecat din Columbia. 20 de ore. 20 de ore, zice Ion, da. O să vă povestim un pic mai târziu sau chiar mâine toate aventurile noastre, dar suntem fericiți că am ajuns în sfârșit la destinație. Aeroportul ecologic Galapagos, primul din lume. Wow! Nu știam. Și acum vom fi stropiți, dezinfectați. Yay! E foarte cald, ne uitam de sus
peste insule și ni se par așa cam aride. Adică ne așteptam să... multe vegetații. Ne gândeam că o să fie palmieri. Bine. Gen Hawaii, dar... Sunt mai multe insule, probabil sunt, multe, da. Sunt diferite. Acum o să trecem de niște controle de securitate, țineți-ne pumnii, ne vedem după. Gata, am trecut de controlul de securitate, am venit să ne luăm bagajele. Am plătit taxa aceea de $100 de persoană aici la intrare pentru rezervație. Deci $200 este și bancomat pe insula aceasta, chiar la ieșire din aeroport, poftim? De anul floare? Nu, e al nostru. Am găsit și celălalt bagaj, a fost supus unei verificări suplimentare. Mi-a zis că nu e nicio problemă, dar era într-o altă parte și noroc am întrebat-o pe fata aceasta. Da, gata, am intrat. Deși pare foarte complicat să intri pe insula asta, deci ne-au verificat testele COVID, cred că de 10 ori până acum. Ne-au luat temperatura, am completat tot felul de declarații. Până și hotelul a trebuit să ne înregistreze pe noi într-un site al Ministerului Mediului, cred, să ne trimită un formular. Foarte complicat oricum să intri, dar am reușit. Yay! Pentru a ajunge pe insula pe care ne-am cazat noi, Santa Cruz, trebuie să luăm acest autobuz. Am plătit $5 de persoană one way. Apoi luăm feriul, care este gratis, și apoi mai luăm fie un autobus, fie un taxi, depinde ce o să găsim. Noi stăm cu masca de 20 de ore pe față, de aseară, de la ora 7 când am intrat în aeroport, acum este ora 1, suntem praf. Dar mergem acasă, ne vedem azi, nu? Astăzi, da. Astăzi este ziua de Paște aici, în Galapagos. În România este seara de Paște, dar da. Ok, hai, că totul e bine când se termină cu bine. Teoretic, noi trebuie să trecem pe partea cealaltă, pe cealaltă insulă, de fapt, dar distanța e mică și o să mergem cu o bărcuță din aceasta de mici dimensiuni, n-o să fie un feribot. Până la urmă am optat pentru autobuz, plătim $5 de persoană, deci oamenii aceștia au prețuri de Statele Unite. Până acum am dat $30, bine, avem bilet întors, da, de la feribot. Foarte scump, oricum. Bun venit în Galapagos! Am ajuns în centrul orașului după o oră de mers cu autocarul și suntem pierduți, nu avem nici GPS, nimic, noroc de un domn care o să ne ducă la hotel pentru un preț de $1.50. Bine, aici totul mașina, da, totul se plătește și toți sunt în legătură cu ceilalți. Știi, băieții de pe autocar erau în legătură cu domnul acesta care a costat turiștii aici. În autogara, că noi suntem în autogara, cum oricum. Da, abia așteptăm să ajungem. Așa arată taxiurile aici în Galapagos, în Santa Cruz. Gata, ne-am cazat. Practic am avut de ales între două camere și am ales-o pe asta, că ne-a plăcut mai mult. E mai mare, patul acesta e dublu, e foarte ok. Plătim aici $200 pe 4 nopți, adică $50 pe noapte. Sunt foarte scumpe cazările în zona asta, să știți. Și aceasta a fost una cât se poate de acceptabilă. Dar da, ne place. Nu avem mic dejun inclus, doar cazare, avem aer condiționat pentru că e foarte cald și stăm în curtea unei familii. Salutare tuturor! Salutare dragilor! Gata, ne-am instalat comod, ne-am odihnit după mai bine de 20 de ore de drum, de stat în aeroport, de călătorit cu barca, autobuzul, taxiul și tot așa. Am avut o grămadă de mijloace de transport în comun. Toate! N-am ratat nimic. Niciun... Un tramvai, un tren, am ratat câteva. Așadar, suntem în arhipelagul Galapagos, o destinație în care ne doream de foarte mult timp să ajungem. Cred că subconștientul nostru a lucrat din momentul în care ne uitam noi la teleenciclopedia. Cred că ne-am setat undeva în minte, hai să ajungem și noi pe insulele acestea. Și iată că am ajuns, suntem foarte fericiți, suntem recunoscători, mai ales că e Paștele acum și este și o zi specială pentru noi astăzi. Împlinim 16 ani de relație. Yay! Fix acum 16 ani ne-am cunoscut de fapt și aceea a fost o zi memorabilă. De atunci o sărbătorim. 3 mai în fiecare an e sărbătoarea noastră, e ziua noastră. Ce drăguț! Da. Ne-am cunoscut în liceu, tu erai în clasa 12-a, eu în clasa 11-a și de atunci suntem împreună și uite că am ajuns haihui în doi. Da, am la naștere acest proiect și datorită acelei zile,
ne vedeți și voi acum. Arhipelagul Galapagos este format din 19 insule și din alte câteva sute de insulițe mici. Foarte mici. Și da, noi ne aflăm pe Santa Cruz, este una dintre cele mai turistice. Pentru din că acest... aici se află și aeroportul. Baltra se numește insula pe care da, am aterizat. Am luat o barcă ca să ajungem pe această insulă, într-adevăr. Am luat un taxi boat, de fapt. Așa cum a spus și în videoul trecut, călătorește în această perioadă este destul de costisitor. Că noi ne-a costat destul de mult să ajungem aici. Cât a costat, cât au costat biletele? $1,227 din Bogota în Galapagos și în Galapagos în Quito. Pentru că citisem eu că ne trebuie biletul de ieșire de pe insule atunci când intrăm. Nu ne-au cerut absolut nimic, nu ne-au cerut cazare, nu ne-au cerut nici măcar salva conductul, acel formular prin care, nu știu, o gazdă sau un tur operator te înregistrează în, într-un site al Ministerului Turismului și al Mediului. Nu ne-au cerut mare lucru, au fost destul de drăguți, în schimb au insistat foarte mult cu testul COVID. Și asta pentru că am aflat aseară o informație inedită și anume că aproape toți locuitorii din Galapagos sunt vaccinați. 10% mai trebuie să primească a doua doză de vaccin, din câte am înțeles. Și asta a fost o măsură ca turismul să poată continua. Da, probabil că au luat o decizie comună, hai să facem toți vaccinul ăla să putem să primim turiști. Da, ceea ce e de aplaudat, sincer, felicitări lor. Insulele Galapagos au servit drept inspirație celebrului Charles Darwin atunci când a elaborat teoria evoluționistă. Așadar, călcăm pe urmele lui, o să mergem și în centrul de cercetare Charles Darwin, dar astăzi mergem la plajă, este prima zi, vrem să ne relaxăm, vrem să ne aclimatizăm, pentru că venim din Bogota unde era frig și aici sunt peste 25 de grade. Mergem la plajă, ne-au recomandat gazdele noastre cam ce să facem. Mâine o să mergem pe Playa Tortuga. Avem o să vedem multă. Animale, o să le filmăm și o să le vedeți și voi, bineînțeles, aici. O să stăm 4 nopți aici, adică 5 zile, și o să ne mutăm pe Isla Isabela, o altă insulă la fel de frumoasă, unde o să vedem vulcani, o să vedem plaje foarte frumoase, orășele pe plajă. O să fie o altă experiență. Aici o să ne axăm mai mult pe broaștele țesutate, că e zona lor. Și pe anumite păsări. Sunt gigantice. Și apropo, arhipelagul Galapagos este unic în lume. Există aici o diversitate a faunei extraordinară ce nu mai poate fi întâlnită în altă parte. Așadar, ei să înceapă aventura, suntem foarte fericiți. Și sperăm să iasă niște vloguri minunate. Hai să mergem. Hai să mergem la plajă, că e târziu. Hai. Trebuie să facem o scurtă oprire, să cumpărăm un sim de dat, pentru că internetul aici este foarte prost. Am pus, de exemplu, de aseară, de la ora 12, un vlog la urcat, iar acum are 20% de. Și ora 12. 12. În 12 ore s-a urcat 20%, ca să vă faceți o idee. Noi suntem cazați în Puerto Ayora, este cel mai mare oraș de pe insula Santa Cruz și așa arată străzile. E un oraș stat, să l-aș numi eu. Dar destul de liniștit, oamenii sunt foarte prietenoși, vă dați seama, e o comunitate destul de mică aici, se cunosc toți între ei și cumva asta ne conferă și un sentiment de siguranță. Confort. Da. Oricum, străzile sunt pavate, vedeți și voi. Ok, sperăm magazine să nu vedem, da, avem magazine, sperăm să nu vedem șerpi pe aici prin sunt? Zonă, nu știu, cred că da. O să vedem pinguini, o să vedem păsări flamingo, o să vedem lei de mare, foarte multe animale, albatroși, tot felul de păsări. Abia așteptăm. Suntem... Dar vegetația este foarte interesantă, ce am văzut în autocar, uite un pic ce copaci sunt. Da, nu e Hawaii, sincer, adică eu mă așteptam să fie gen Hawaii toată experiența asta. Dar e mai degrabă așa, nici nu știu cu ce să o compar ca vegetație. Are și părți din Hawaii, dar are și părți din Filipine, nu știu, mai arid puțin. Se construiește mult, multe hoteluri în zona asta, prețurile sunt în dolari, v-am mai spus, e monedă națională. Din punctul meu de vedere e bine de stat aici pe o perioadă mai lungă, una, două, trei luni, dar o să tragem o concluzie la sfârșitul călătoriei. În drumul nostru spre restaurant am găsit Casa de los Sueños, adică Casa Visurilor. Și priviți cum arată, e foarte inedită ca prezentare, seamănă destul de mult cu Casa Batlló din Barcelona, genul acela, sau... Este foarte creativ. Da, știi că mai era în Vietnam un oraș asemănător, apropo nu e postat vlogul, dar arăta similar. Nu mai știu, cred că prin Da Lat, orașul eternei primăveri din Vietnam, era o clădire similară. Da, destul de îngrijit orășelul. Sunt oameni pe străzi și sunt turiști, în ciuda faptului că noi ne așteptam să nu prea fie. Da, 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 avionul era plin și chiar și aici, ieri în port, am văzut foarte mulți străini. Uite ce frumoasă e casa asta. Acum am ieșit la strada principală, vreau să vă arăt faptul că au piste de bicicletă și chiar gazda noastră o să ne împrumute zilele următoare bicicletele să facem un tur al acestei zone. Au magazine peste tot.
găsești tot ce vrei. Un pic cam scump, dar na, suntem pe insulă și e normal să fie așa. Dar restaurantul e mai ieftin decât în Columbia, să mănânci meniul zilei, nu? Da, aici dacă mergi la restaurant, la carte, plătești $20 pe un... pe o porție de mâncare, pe un fel de mâncare. În schimb, dacă mergi la restaurantele locale, unde ei servesc un fel de meniul zilei, primești la $4 sau $5 sau $6 în funcție de restaurant, felul 1 și felul 2, adică o ciorbă și un fel principal de mâncare și o băutură. Așadar, noi o să ne axăm pe asta, că nu o să plătim $20 pe o porție de mâncare la un restaurant turistic. Exact ce vă spuneam, vedeți că astăzi au caldo, adică o supă și un fel principal cu pește, pui sau carne, dar nu știu ce fel de carne la alegere. Gata, mergem aici, adjudecat să mâncăm. Ne-am așezat comod, a venit băutura, un suc de portocale, e proaspăt sau e, proaspăt, e la sticlă? Mamă, cum arată, ciorbă de pui, cred că e. Ia, să scoatem un tacâm. Ia să vedem. Nu e de pui, e de porc, ăsta e porc. Negru. Șorici? Șorici, da. Bun. Yummy! Nu știu ce e asta, e o plantă, o legumă de-a lor. Gracias! Seco de pollo, sango de pescado y lomito de carne. ¿Lomito de carne es cerdo? No, es no. Res, vaca. Ce bună e! Foarte bună, mai trebuie sare, sincer, dar e senzațională, dar nu știu ce sunt astea, zi de plus. Nu dau seama. Și acum haideți să trecem la felul 2, să gustăm această carne de porc. Foarte gustoasă, știi? Foarte, foarte bine. A venit cartofi prăjiți și cu orez. Andreea și-a luat pește, a venit cu o pastă. Mi-am luat pește, dar vă spun imediat. Da, hai, gustă. Sunt, mi-e poftă așa, sunt curios cu mine. O pastă din pește. Interesantă. Nu e pe gustul meu, nu știu. E un pește gătit în sos. Ah. Nu e, uite, vezi că arată pește. Nu arată doar sosul. Bun. Cred că e un sos pe bază de legume, în care a fost fiert sau un fel de tocăniță de pește. La mie îmi place mult. Da, îți place. Uh-huh. Această masă delicioasă ne-a costat $8 pentru amândoi, adică 32 de lei. O băutură, o ciorbă și un fel principal. Se mănâncă bine în Ecuador. Mult și bine. Foarte ieftin. Uh-huh. Foarte ieftin. Banii ăștia cred că am bea la restaurantele la cart. Nu știu, un suc. Nici măcar un pahar de vin. Da. Chiar scrieți în comentarii cum vi se pare prețul. Există un paradox aici în Insulele Galapagos, faptul că plătești cam $200 de persoană pentru un tur, de exemplu, și plătești în schimb $8 pentru un prânz bun. Foarte. Da. Și uitați, nelipsita sacoșă de rafie până și în Galapagos a ajuns. Da, viața este mai frumoasă cu burta plină, concluzia zilei. Acum mergem să încărcăm telefonul și apoi ne vedem din port. Ia uitați, o băutură 100% locală, înghețată, cu tot felul de toppinguri. Deci un cup de gheață dat pe răzătoare, transformat în băutură și cu multe toppinguri. Vai, dar cum arată? Ne luăm și noi? Vrei acum? Nu, acum, da. Diseară. Arată interesant, dar sunt curios cum se face. A, și lapte condensat. Și lapte condensat. Ioi. Mi se pare modalitatea ideală de a te răcori, pentru că e foarte cald, într-adevăr. Sunt tot felul de piețe cu legume, fructe, care arată destul de bine. Gata, am găsit cartela SIM, ne costă $15 cartela cu internet, 15 giga și $5 cartela cu număr, adică o să plătim $20. Asta este maxim. Variantă, da, pe care maxim. Am găsit-o. Vreau să vă povestesc o întâmplare și anume dimineața când ne-am trezit în bucătăria comună a hotelului ne-am întâlnit cu o familie de ecuadorieni, mă rog, cu el, cu domnul și ne-a întrebat de unde sunt, ne-am zis că sunt în România, a, Nadia Comăneci, o știe pe Nadia Comăneci, o urmărește, el a fost gimnast de performanță și în fine are o afinitate pentru ea și ne spunea printre altele că ecuadorienii plătesc același preț ca și noi, adică ei nu au niciun fel de discount la intrarea în insule. Mă gândeam că, na, poate fiind în țara lor, nu mai plătesc $100 de persoană taxa de rezervație, ci plătesc, nu știu, 50 sau 20. Și ne-au spus că pentru ei insulele în sine sunt foarte costisitoare și preferă să meargă în Miami, în vacanță, pentru că ies mai ieftin. Și sunt la 3 ore distanță cu avionul. Da, adică aceeași distanță ca și în Galapagos, din Quito.
Așadar, da, e o destinație destul de costisitoare până și pentru oamenii ce locuiesc aici și chiar pentru localnici, da, care... Nu au niciun beneficiu. Da, neașteptat. Gata, mergem în port acum, luăm barca, luăm taxiul, un dolar de persoană, nu? Sau... Da, așa spunea gata noastră. Yay. Sperăm să nu ne păcălească. Și mergem la Zgrieț, azi e una dintre activitățile de top de aici. Mai avem încă 4 zile la dispoziție să ne simțim bine și să descoperim insula Santa Cruz. Am fost la magazin, am luat o apă la 1,5 litri și o pungă de M&M's, 3,5 dolari. Cum? Cam scumpă apa. Am impresia că am ajuns în Mexic, în Cancun. Wow! Super tare! Superb! Hey, uite un pelican! Wow, ce frumos arată! Incredibil! Câte nuanțe! Paradis, baby! Da! Așa da, nu? Fabulos, cum ar zice Ion. Hola. Foarte simpatici localnici. Se vede superb. Ieri când am venit noi era puțin înnorat și nu prea ne-am dat seama de culoarea apei, dar e wow. Și uitați-l pe domnul pelican cât e de simpatic. Sperăm să nu ne... A fost un pește. Ha, l-a prins. Cât de tare. Wow, wow. Uitați-vă în partea aceea cum se vede apa. Am înțeles că e foarte fain să-ți închiriezi un caiac și să dai un mini tur așa. Paradis, cât e de frumos! Paradis! Când se văd bărcile astea albe în contrast cu apa, senzațional! Dar nu e nimeni aici! Primul animaluț ieșit în cale în Galapagos este acest leu de mare. Priviți-l cum doarme. E jumătate la umbră, jumătate la soare. Uneori am văzut în fotografii că vin pe băncile astea și se așează. Și trec, turiștii se pozează cu ei, n-au nicio treabă. Da, e simpatic foc. Leneșule, uitați, mai e unul, cred, undeva acolo în apă. Uitați-vă aici, nu știu dacă se vede, pentru că eu filmez cu GoPro-ul acum, dar sunt niște mini rechin, baby sharks, cred. Wow! Și poți nota alături de ei. Ah, ok, gata, haideți că a găsit un taxi. Cam așa arată. Cât de tare. Un dolar de persoană. 2 dolari, adică one way. O să mai plătim probabil 2 dolari la întoarcere. Apa este incredibilă, este atât de limpede, de curată, nu vezi nimic. Vezi doar pești, așa. Am văzut din nou câțiva peștișori colorați. Și pornim la drum. Sunt curioasă cât facem, cred că e o distanță destul de mică, nu se face foarte mult. Interesantă modalitatea asta de a conduce barca. Deci valurile sunt foarte puternice, curenții sunt puternici, de fapt că nu prea sunt valuri, dar am avut câteva momente de panică pentru că am avut impresia că o să ne răsturnăm cu barca. Gata, am ajuns. Teoretic noi trebuia să traversăm de pe partea aceea aici. Era o cursă de un minut, dar au mai fost câțiva pasageri și atunci drumul acesta a fost împărțit. Ce frumusețe de ea, vedeți și voi. Adică găsească domnul un loc, uitați-vă la pelicanul acesta cât e de frumos. Ce frumos e și aici. Ion zice că locul acesta seamănă cu Grecia. E mai turistic, parcă sunt multe restaurante, resorturi. În sfârșit, puțină umbră, pentru că e foarte cald afară. E cumplit. N-am fost inspirat să venim aici în miezul zilei. Atențiune, atențiune la iguane. Sunt semne peste tot aici. Vreau să vă arăt cât de bine este amenajat totul. Este această potecă pe care mergem. Da, faptul că am plătit cei 100 de dolari, eu zic că se justifică cumva, pentru că au grijă de animale, au grijă de biodiversitatea de aici. Și încă puțin ajungem la plajă. Foarte frumoasă e. Sunt doar câțiva copii aici, cred că sunt localnici sau, mă rog, de la hotelurile de lângă. Dar e plăcut pentru că nu sunt valuri, vedeți și voi cât de mică e apa. Insulele Galapagos sunt recunoscute pentru ideea asta de a face snorkeling, încât să poți observa viața marină, pentru că se oferă o biodiversitate poate unică în lume. Valurile se opresc undeva acolo, vedeți că este o barieră de corali. Și aici este ca și cum ai fi într-o piscină.
Foarte plăcut. Hello. Hello. Foarte drăguți copii. O, abia așteptăm să venim aici să ne punem sub un copac și să stăm. Am coborât puțin pe plajă, se numește Finch Bay locul acesta. Uitați, aici sunt câteva păsări. Dar uite-te puțin la acești cactuși, cât de interesanți sunt. Ce interesant. De o specie inedită, cum n-am mai văzut. Uitați-vă și voi cum arată. Au trunchi de copac, dar sunt cactuși. Să sperăm că nu sunt din aceia care aruncă țepi. Nu. Dar uitați cât de mari sunt cactușii din partea dreaptă. Se pare că sunt foarte bătrâni, iar peste tot pe această insulă sunt pietre vulcanice. Și se pare că le-au găsit o întrebuințare, au făcut cărări, drumul către plajă. Bine ați venit în paradis, cred că acesta trebuia să fie semnul de la intrare. Suntem în apropiere de Las Grietas, trebuie să plătim o taxă de $10 de persoană, nu știam asta și cream că e gratuit, ne-a spus că până acum 2 ani a fost gratis, însă acum se plătește. Gata, noi am ieșit din Las Grietas, am plătit $20 în total pentru o oră și pentru plimbarea cu ghidul, pentru că de 2 ani de zile nu e permis să mergi sub de capul tău acolo, pentru că la un moment dat erau foarte multă lume și în felul acesta ecosistemul este puțin dat peste cap și este compromis, de aceea au impus această regulă. Noi nu am intrat cu gimbalul și cu camera și cu GoPro-ul, pentru că la fel ca și la Chichen Itza în Mexic, se pare că și aici există aceste reguli, nu avem voie cu aparate profesionale. În schimb, am filmat cu telefonul, o să vă arătăm acum imagini. Da, cred că a durat undeva la 15 minute drumul până acolo și acolo am stat, nu știu, 10-15 minute pentru că erau foarte multe viespi și n-a fost frică să nu cumva să ne piște sau să ne muște și să ajungem la spital cu șoc anafilactic, de aceea am fugit puțin, Ion în special a fugit, însă priveliștea de acolo a fost spectaculoasă pentru că ne-a amintit foarte mult de cenotele din Mexic. Vedeți și voi cum s-a format această lagună, între cele două stânci apare o culoare spectaculoasă, un turcoaz cât se poate de limpede, înoată pește, am văzut peștișori mici, un pește foarte mare care se numește peștele papagal. Haideți că am ajuns, ia uitați un pește aici. Și vorba ghidului nostru, locul acesta este doar pentru noi. Pește papagal. Pește papagal, wow. Da, zici că am închiriat locul special pentru noi la aniversare, Ion. Amazing. Dacă aș ști să-mi luat acum, aș băga în apă. Apa din această lagună s-a format în urma ploilor. Da, spectaculoasă imagine, ne-a plăcut mult nota 10 Galapagos. Cred că vor veni niște vloguri spectaculoase din Galapagos și ziua de astăzi a fost pe măsură. Acum mergem la plajă puțin să ne bronzăm, să ne relaxăm, să ne bălăcim, că doar suntem în vacanță. Ion, ți-a plăcut plimbarea de astăzi? Da, a fost spectaculoasă acea zonă. Din păcate, cum spunea și Andreea, nu am avut curaj să mă bag în apă, dar voi, cei care știți să notați, o să vă bucurați la maxim de această minunăție a naturii. Da, chiar este o minună a naturii, apropo. Da, da, da. Nu e ca acea piscină, să spunem, naturală pe care am găsit-o în Columbia. În deșert. Da. Da, aici chiar s-a format totul natural și au foarte mare grijă să conserve totul. L-ați văzut, eram doar noi acolo, adică urma să mai vină un grup de turiști, dar peste 30 de minute. Totul este foarte bine organizat, foarte bine pus la punct și da, ne oferă o lecție din punct de vedere al turismului. Aici e next level până la urmă. Oricum, aceste insule fac parte din patrimoniul UNESCO. Trebuie de știut asta.
frumusețea acestor insule nu este dată doar de peisaje, de vulcani, pentru că da, toate insulele, arhipelagul în sine este vulcanic, nu este dat de plaje sau de vegetație, ci de armonia dintre animale. Foarte multe dintre ele au venit din alte zone, cum ar fi Bahamas, Costa Rica chiar, și s-au adaptat aici și cumva au găsit așa o cale de a trăi împreună și de aceea animalele nu sunt agresive și în special rechinii, pentru că ne spunea în insula Isabela o să facem snorkeling și o să facem snorkeling alături de lei de mare, alături de rechini și nu ne vor ataca, pentru că ei aici au toate condițiile și nu au motive să atace, adică au hrană din plin, nu simt nevoia să atace oamenii și cei ce le invadează teritoriul. Și ne-ai primit o informație foarte prețioasă, pe această insulă nu sunt șerpi veninoși. Da, nimic nu este veninos pe această insulă, totul se pare că este într-o armonie cu omul atât timp cât noi respectăm natura și ea ne va respecta pe noi. Am ajuns la plajă, hai să ne bălăcim, Ion. Ne-am instalat aici comod, stăm la umbră pentru că arde soarele destul de mult. Am intrat în apă, o să intru și cu voi un pic mai târziu, însă Ion vrea acum să o ia cu el și să vă arate pisicile de mare, pentru că aici, da, deși apa e foarte mică, ai impresia că ești într-o piscină, sunt pisici de mare. Nu sunt foarte mari, pui probabil, dar o să merg cu GoPro-ul ăsta și o să le surprind, probabil. Hai să vedem. Și acum haideți să testăm apa, s-a mai golit aici pentru că erau foarte multe familii cu copii, foarte mulți care făceau snorkeling, ia uitați. Nu știu ce păsări sunt. Fac și puțină gălăgie, dar e ok. Wow, e foarte cald apa. Foarte caldă e, incredibil. E o plăcere să faci baie. Ha! Ce frumos e! Ion, noi nu le-am spus oamenilor din comunitatea Hai Huin 2 cum ne-am cunoscut noi acum 16 ani. Prin intermediul unor prieteni. Mulțumim Iulie, mulțumim Andrei, mulțumim Adi, mulțumim Andreea, mulțumim Mariana. Dream team! Dream team, da. Așa a fost să fie, nu? Tu ce părere ai? Eu am o părere foarte bună. Țin minte că la prima întâlnire îi spuneam lui Ion că vreau să devin arheolog. Eram în clasa 11, eram pasionată de istorie și da, ăsta era visul meu cel mai mare, să devin arheolog. Și da, ne-am cunoscut la Cetatea de Scaun a Sucevei, unde am ieșit împreună cu câțiva prieteni comuni. Și gata, de atunci suntem de nedespărțit, Ion. Am trecut prin toate etapele. Am fost liceeni rebeli, studenți și mai rebeli. Apoi Familiști, da. Și apoi ne-am luat lumea în cap. Vezi că... Și care a fost cea mai bună decizie? Cea mai bună decizie a fost să plecăm în lume! Să plecăm Hai Hui. Hai Hui în doi prin lume, da. Avem și un vizitator aici. Ia uitați-o ce mică e. Hai! Sesiunea de plajă s-a încheiat. Acum mergem către port. Trebuie să luăm din nou barca pentru a ajunge în oraș. Și apoi ne vedem de prin oraș, nu știm exact, mergem să mâncăm undeva sau mâncăm street food, nu știm ce facem, așadar vă luăm cu noi. Am ajuns în stația de taxi, parcă e și mai frumoasă apa acum, nu? Bine, nu se vede că e lumina proastă, sunt mulți peștișori, uite. Nu știu dacă voi vedeți, dar sunt foarte mari și sunt roșii. Și noi, apropo, aveam un vis acum câțiva ani să ajungem pe Christmas Island, unde plaja, într-o anumită perioadă a anului, e plină, împânzită de crab roșii și de aceea se milioane. Numește... Milioane, da, și de aceea se numește Christmas Island. Și ne-a sosit taxiul. Bravo, Ion! Acum trebuie să o... Oh, ia uite-te un pic ce a venit aici! Oh, incredibil, vai, da, ce m-am speriat, nu știam ce vine spre mine. Continuez din partea. Ce frumoasă e! E o pope sau o lângă mare?
Incredibil. Da, se scarpe nu pe spate, zice Ion. E incredibil cât de frumoasă e. Sau cât de frumos e. Acolo este un restaurant, sus și jos e leuțul de mare. Haideți să vedeți o imagine foarte drăguță. Ia uitați cum doarme aici. N-are nicio treabă. N-are niciun stres. Viață, pura vida. Haideți că am mai găsit un leu de mare. Cum doarme el aici legănat. Mai scoate și câte un sunet, așa. Ce viață. Incredibil. Da, noi am ajuns la cazare, o să cheiem vlogul aici. Cheers. La mulți ani pentru 16 ani de relație. Ne vedem mâine cu noi aventuri din Galapagos. Chiar ne-a primit extrem de bine insula asta. Suntem super fericiți pentru ce am trăit astăzi în prima noastră zi. Probabil că de mâine o să trăim experiențe la fel de frumoase, poate chiar mai frumoase. Așadar, noroc și în cinsta voastră. Nu uitați să ne dați un like, subscribe și un share dacă se poate pe paginile voastre de Facebook. V-am pupat din Galapagos.